Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului, să ne rugăm. Și în
Care ni se naște în minte și în inimă, este șoapta Îngerului nostru păzitor, care ne vorbește de la Dumnezeu Tatăl Ceresc și este Cel care ne inspiră pe fiecare dintre noi la fapte bune. De aceea, de dorit este ca să ascultăm de fiecare dată când primim un sfat bun. Iar dacă suntem ispitiți, trebuie să ne dăm seama că acel sfat nu vine de la Îngerul nostru cel bun, ci de la Îngerul cel rău, care este diavolul, pentru că, iată, există și o ceată de diavoli, îngeri răi, care au căzut din mândrie. Și acest lucru, iată, acest păcat, mândria, trebuie totdeauna să ne dea de gândit, pentru că prin el putem cădea foarte ușor și putem pierde toate virtuțile pe care le-am câștigat. De aceea, iată, să nu uităm că Arhanghelul Gabriel, când l-a văzut pe Lucifer, Arhanghelul Mihail, mă iertați, când l-a văzut pe Lucifer căzând din cer, pentru că acesta și-a spus că ridica voi cu scaunul meu mai sus decât scaunul celui preanalt. L-a văzut pe Mântuitorul Iisus Hristos stând de-a dreapta slavei lui Dumnezeu. Și atunci a căzut în păcatul mândriei și a zis că ridicam-o voi cu scaunul meu mai sus decât scaunul celui preanalt. Și atunci a căzut și el și toată ceata pe care o conducea. Și din înger luminat, acest luceafăr luminos, a ajuns Lucifer cel întunecat și care, iată, cum foarte frumos scrie în cartea Apocalipsei, este legat spre judecată de forțele iadului, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos l-a inspirat pe Sfântul Evanghelist Ioan ca să scrie în Apocalipsa, ultima carte din Noul Testament, care este viața noastră a fiecăruia, să nu uităm că în fiecare dimineață când ne sculăm, când ne semnăm cu semnul Sfintei Cruci, spunem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Treimea aceea de o ființă să ne binecuvinteze, iar Sfinții Îngeri să ne ocrotească în toate zilele vieții noastre, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Două cuvinte să mai spun. Printr-o fericită coincidență, iată, mâine este și ziua Părintelui Mihai Coma, unul dintre slujitorii Bisericii dumneavoastră. Îmi permit, iubiți credincioși, să adaug câteva cuvinte legate de acest lucru. Părinții împreună lucrează și în administrație la Mitropolie și de multe ori chiar ne întrebăm cum reușesc să fac față și să facă față și în administrație, să construiască și o biserică, să fie și alături de dumneavoastră, pentru că am convingerea că din punct de vedere duhovnicesc nu vă lipsește nimic. Iubiți credincioși, lucrează frumos și la Mitropolie și aici, în mijlocul dumneavoastră. Să nu uitați că biserica care se zidește alături, se zidește cu multă osteneală. Dumneavoastră, lăsați-o golul dumneavoastră aici la Sfânta Biserică, dar numai părinții știu cum să-l chivernisească ca să facă față, să se mai ridice câte puțin zidurile bisericii. Pentru dumneavoastră am de spus doar acest cuvânt. Să nu uitați niciodată că lui Hristos nu-i place să rămână dator. Mântuitorul Hristos, pentru jertfa cea mai mică, vă va răsplăti fiecăruia dintre dumneavoastră. De aceea, să dați cu încredere și cu toată inima
bine știind că Hristos Domnul o să vă răsplătească, să aveți încredere că părinții dumneavoastră duhovnicești știu să pună bănuțul acolo unde trebuie ca această biserică să crească și să se desăvârșească, ca să ajungeți împreună să vă bucurați la sfințirea ei. Pentru că este ziua Părintelui, îmi permit în numele părinților slujitori să îi urez Părintelui multă sănătate, sănătate familiei sale, are o familie frumoasă și binecuvântată, și dumneavoastră toți să iubiți de părinții dumneavoastră duhovnicești, bine știind că prin ei câștigați și dumneavoastră împărăția lui Dumnezeu. Mulți antrăiască, mulți antrăiască, mulți antrăiască, mulți antrăiască, mulți antrăiască, mulți antrăiască, cerește netrupești pentru darurile pe care le primim de la Dumnezeu necontenit în viața noastră. Și aici, când spun viața noastră, mă refer la, în mod special, viața parohiei acestea ocrotite și binecuvântate de Dumnezeu, pentru că din cuprinsul Sfintei Scripturii știm că îngerii sunt cei care se povară peste Fiul omului și se și înalță după aceea spre cer. Ce simbolizează aceasta? Nimic altceva decât faptul că liturgia cerească veșnică se unește și cu liturgia pe care Biserica o săvârșește în Sfintele Locașuri, astfel încât vin îngerii și iau rugăciunile pe care le avem fiecare dintre noi, le poartă mai departe, după aceea, în înaltul cerului, înaintea tronului de a Sfintei Treime. Astfel încât Fiul omului este capul Bisericii, iar noi, ceilalți, suntem fiecare trup tainic și mădular în parte al acestui trup, al cărui cap este, așa cum spuneam, Mântuitorul Hristos. Foarte frumos ne-a vorbit Părintele Protopop, pentru care îi și mulțumim. Pentru că ne-a zidit duhovnicește, și primește Dumnezeu osteneala aceasta, bucuria pe care ne-a făcut-o este una care și ea se va în veșnicie acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre cei care am participat cu multă evlavie, cu credință și cu frică de Dumnezeu la această sfântă și deosebit de înălțătoare slujbă din punct de vedere duhovnicesc. Duhurile, îngerii, sunt duhuri slujitoare, cum spune Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către evrei, trimise spre slujire. Spre slujirea celor care își vor dobândi mântuirea. Este exact ce ne spunea cu alte cuvinte Părintele Protopop, că acesta este scopul omului pe pământ. Țelul cel mai sfânt este mântuirea, adică unirea omului cu Dumnezeu. Sfinții Îngeri sunt creați de Dumnezeu înaintea lumii acesteia văzute,
și sunt înzestrați cu minte, cu putere și cu voință. Reflectă slava, frumusețea, măreția lui Dumnezeu, pentru că sunt învrednicit de sfințenie sau se împărtășesc de sfințenie de la cel unul sfânt. Într-un moment de cumpănă a poporului iudeu, atunci când Moise conducea pe israeliți prin pustie, Dumnezeu l-a rugat să se încreadă, să aibă credință că va fi călăuzit de un înger. Și i-a spus că dacă nu va asculta de înger, și el la rândul său va fi pedepsit. Și i-a spus de ce? Pentru că îngerii sunt cei care poartă în ei numele lui Dumnezeu. Cunoaștem în mod deosebit pe cei doi arhangheli, Mihail și Gabriel, în diferite momente importante din istoria mântuirii neamului omenesc, dar mai sunt și alți arhangheli. Din traducerea numelui lor, sau numelor lor grecească, avem terminația aceasta de il. Gabriel, Mihail, Salatiel, Uriel, Gudiel, Barahiel și Rafael. Însă, din traducerea ebraică, sunt terminațiile el, Gabriel, Mihail și celelalte. El este prescurtarea numelui lui Dumnezeu din Vechiul Testament, Elohim. Deci îngerii poartă în ei numele lui Dumnezeu. Fiecare popor, nu doar fiecare creștin botezat, are un înger. Într-un moment dat, Mântuitorul Hristos s-a adresat ascultătorilor următoarele cuvinte. Nu disprețuiți pe aceștia mai mici, pentru că îngerii lor în ceruri pururea văd fața Tatălui meu care este acolo. Deci pe pământ fiecare om, oricât de modest despre el, sau neînsemnat ar fi în fața noastră a oamenilor, are un înger care mijlocește pentru el înaintea lui Dumnezeu. Slujesc îngeri, așa cum știm, în biserică. Atunci când lipsim de la Sfânta Liturghie, Sfinții Îngeri nu lipsesc. Slujesc împreună cu noi, cum spunem, într-o frumoasă rugăciune din liturghia Sfântului Ioan Fără de Aur și împreună slăvesc bunătatea Dumnezeului Celui Veșnic. Atunci când are loc intrarea cu darurile cinstite în Sfântul Altar, se intonează la strană o cântare care este închinată cherubimilor, ca pe împăratul tuturor să-l primim pe cel înconjurat în chip nevăzut de cetele îngerești. Aleluia, aleluia, aleluia. Iar mai apoi, înainte de prefacerea darurilor aduse de către credincioși de pâine și vin în trupul și sângele Mântuitorului Hristos, are loc iarăși o cântare care este închinată serafimilor. Sfânt, 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 Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta. Serafimii și heruvimii sunt cei care fac parte din treapta sau din ceata celor mai apropiați îngeri de tronul Preasfintei Treimi, așa cum i-a descoperit Dumnezeu Sfântului Dionisie, misticul,